În mormântare cu năbădăi pentru o familie îndoliată, după ce sicriul cu persoana decedată s-a pierdut pe drum, fără urmă. În mormântarea, care trebuia să aibă loc vineri, 5 ianuarie, a fost amânată după ce s-a descoperit că sicriul s-a pierdut pe drum. Totul s-a întâmplat în Italia, la Milano, una dintre cele mai cunoscute metropole ale lumii. Aproape o zi întreagă au așteptat rudele după mașina funerară care trebuia să aducă la biserică sicriul, dar nu au reușit să afle nimic despre locația și drumul mașinii. Manuela Spargi, în vârstă de 56 de ani, s-a stins din viață pe 3 ianuarie 2024, în urma unui accident rutier petrecut în Colicopiano. Membrii familiei au așteptat în zadar în curtea bisericii, mașina nu a mai apărut. După zeci de telefoane date și în ciuda eforturilor celor de la firma de pompe funebre, șoferul mașinii mortoare era de negăsit. În cele din urmă, s-a aflat că șoferul rămăsese blocat în zăpadă în zona fusine din Valtelina, pe drumul care duce spre Dordona, din cauza unei furtuni de zăpadă abătute asupra regiunii. Acesta greșise drumul și ajunsese pe o șosea secundară, într-o zonă fără acoperire mobilă. A fost necesară intervenția pompierilor pentru a fi scos din nămeții și dus cu snow mobilul la cel mai apropiat spital. Dumnezeu să o odihnească în pace!